La capitolul scumpiri, primii afectați vor fi cei care circulă cu mașina. De la 1 iulie, carburanții vor fi amestecați cu așa numiții combustibili bio și, prin urmare, vor costa cu circa 1% în plus. Țigările se vor scumpi în medie cu 40 de bani. Scumpirea este datorată majorării accizei. Se ieftinesc mesajele scrise, apelurile și folosirea internetului de pe telefonul mobil din străinătate. Așadar, tarifele de roaming vor scădea, iar potrivit Comisiei Europene, consumatorii vor plăti cu 60% mai puțin. De miercuri, 1 iulie, plafonul pentru medicamentele compensate cu 90% crește de la 600 la 700 de lei. Tot în această lună, în țară, ajunge prima tranșă din împrumutul acordat de Uniunea Europeană de 1,5 miliarde de euro.